Hello, hello și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube după atât de multe luni în care n-am mai postat absolut nimic. M-am întors să fac acest clip. Am găsit prilejul să fac asta și momentul, pentru că astăzi este o zi de luni în care eu nu am filmare și nu am nici alte lucruri de făcut. Este ora 11:30 și am zis să mergem ziua făcând lucrul ăsta. Ei bine, astăzi o să facem acest clip cu... Ce credeți? Ce se află în geanta mea? Sunteți curioși și curioase? M-am gândit să-l fac pentru că am constatat că am o geantă foarte grea și pentru că am încercat efectiv să răscolesc prin ea în acest weekend în care am fost plecată și am avut multe chestii cu mine. Și mi-am dat seama că, bă, sigur, geanta mea are foarte multe secrete și ar fi drăguț să le împrăștie așa, să le vadă toată lumea. Sunteți pregătite și pregătiți? Mai o gură din cafeaua mea de dimineață. Aș fi vrut să zic ceașca, dar este o Dita Maicana. Zic să începem. Aceasta este geanta pe care am purtat-o cu mine în ultima vreme. E bine... E destul de plină. Sper să aveți răbdare, să vedeți ce există aici. Nu știu cu ce să încep. Am să încep cu cel mai mic obiect pe care îl găsesc. Acesta este dispozitivul cu care eu obișnuiesc să-mi fac tranzacțiile bancare și pe care încerc să-l țin cu mine tot timpul. Încărcătorul, care arată, după cum vedeți, extraordinar, rupt la ambele capete. Dar, na, asta pentru că este folosit foarte mult. Nu știu unde să pun astea. Hai să le pun aici. Așa. Ochelari de soare. Am fost foarte fashion în acest weekend și am avut mai multe de două ținute pentru că a trebuit, motiv pentru care am avut și mai multe perechi de ochelari, dar văd că una este în geantă. Apoi, un ruj nude, un semi-ruj, că e mai mult o chestie așa. Apoi, cheia. Aceasta este o cheie de la o mașină pe care am avut-o în weekend și care mi-a plăcut foarte tare. Cred că aproape m-am îndrăgostit de ea. Nu știu încă, sigur, sunt în căutarea mașinii. Dar am să vă pun și o captură, să încerc să adaug aici în clip, să vedeți despre ce mașină vorbesc. Îmi place mașinuța. Asta este dovada că încă este la mine astăzi luni și că urmează să o duc la reprezentanță. Apoi, tananam, o pereche de cercei. Ăștia sunt cercei pe care eu i-am primit cadou pe la 21 pic de ani de la mama. Sunt din aur. Țin foarte mult la ei și acum mă întreabă toată lumea de unde ai, vreau și eu. Îi am de mult timp, de vreo 15 ani. Dar se găsesc prin magazine. Ce mai avem? Portofelul. Portofel cu pix atașat, cu diverse chestii. A căzut o hârtie, card, niște poze. Fără bani, n-am bani, e legul. Buletin și un alt card. Să se vadă. Așa. Ce mai am? Șervețele umede. Șervețele umede. De folosit la nevoie. Ce mai am? Bani. Pe de-aia n-am bani în portofel, că banii mei s-au răscoliți prin geanta. Bani. Și bani. Deci am și bani, să nu credeți că n-am bani. Am o grămadă. Gunoaie! Yay! Preferatele mele. Tot timpul am gențile pline cu gunoaie. Aici am un bon de parcare, niște etichete pe care evident ar trebui să le arunc, dar momentan le stivuim aici să vedeți ce am avut în geantă. Fixativ. Am avut niște bucle pe care mi le-a făcut prietenul meu și pe care am zis că o să le fixez cu fixativ. Evident, l-am cărat degeaba cu mine, că nu l-am folosit.
Acesta este o punguță în care am pus paduri de demachiat și niște bețișoare de urechi. Aici la stivă, să punem la stivă, să se vadă stiva. Așa, să mă mai văd și eu, mă gândesc. Da, să vedeți și voi ce a fost în geanta mea. Asta o să las așa ca să nu ne obtureze situația. Bun. Tocul de la ochelari. Ochelarii separat, tocul separat, ca așa se poartă. Mai departe. Ah, un plic cu bani, că v-am zis că am și bani, dar voi poate nu m-ați crezut. Dar nu stau în portofel, că așa stau la mine. Niște poze semnate deja, pentru că știam că o să mă întâlnesc cu mulți copii drăguți care or să-mi ceară autograf și le-am dat poze. Dar mi-am păstrat și eu vreo 4-5. Carnețelul în care scriu diverse. Bun, colorat așa frumos, ca pentru fetițe. Asta este o bază de față de pus machiajul, fondul de tempeste. Încă o pereche de cercei. Deci, doi cercei avem. Cercei. Așa, ce mai avem? Un centimetru. Centimetru, da. Mai car cu mine un centimetru. S-a măsurat diverse chestii, cum ar fi lungimi de rochii, de plovere, de ce mai fac eu. Să mă măsor eu pe mine în talie, dacă e nevoie. Centimetrul. Aveți și voi centimetru în geantă? Presupun că nu. Niște din astea toxice. Nu sunt pentru copii. Aparatul de la dumnealor. Aceasta este o pudră care miroase senzațional. De nevoie să retușăm machiajul și acesta este un blush care miroase superb, a piersicuțe și chiar se numește Sweetie Pie. Sweetie Pie. Așa, ce mai avem? Hai că s-a eliberat situația, dar nu s-a terminat. Mai avem un parfum. Se numește Elixir du Merveille, este unul dintre parfumurile mele preferate. Așa. Mai avem. Stai să le scoperăm, nu? Că așa se face. Mi-am cărat, se pare, și fixativ și ulei de păr. Am un ulei de păr pe care l-am avut cu mine. Pe ăsta l-am folosit ca să mai descălcesc, cum se numește, să mai descălcesc cârlionții. Cercel și perechea lui. Deci, trei perechi de cercei am avut în geantă. Trei perechi jumătate de cercei. Am mai avut un cercel. Place foarte mult cercelul ăsta. Scrie, are un mesaj de transmis. L-am și pozat. Future is female. Future is female. Da, viitorul ne aparține, fetelor. Și un colier drăguț cu o inimioară. Este primit cadou de la prietena mea, Alexandra. Așa, ăsta l-am pus la gât. Mai am, n-am terminat. Alte gunoaie. Niște, wow, niște bilete de transport public din Bari. Deci astea sunt vechi. Ce păstrătoare sunt. O carte de vizită care chiar îmi trebuie. O să pun aici să nu rot acest. Așa. Încă un ruj nude. Am o treabă cu rujurile nude. Un pix. De fapt, un roller negru.
Un contur de buze nude. Asta este brelocul de la geantă. Vedeți ce frumos e? Dar nu știu ce caută în geantă. Cred că mi-a căzut într-o zi și l-am pus înăuntru. Încă un ruj nude. Multe rujuri nude. Până acum 3. Niște bănuți. Un pieptănaș. Așa de subțire. Eu nu folosesc pieptăn decât din acela cu dinții foarte rar și doar la baie, dar ăsta a fost pentru bucle. Luat special, nefolosit, evident. Un highlighter pentru ce aș fi avut de subliniat sau ce am, că în general am chestii. Mai am încă un gunoi. Antinevralgic de cap. Pentru că pe mine mă mai doare capul din când în când. Un pix roz. Deci încă un pix. Wow, ce e asta? Un cupon de reducere la un restaurant japonez. Un lipici de hârtie. Nu știu ce vreau să lipesc, ce caut în geantă. Habar n-am, dar dacă este în geantă, este. Ce mai am? Niște pastile de stomac, că mă mai doare și stomacul câteodată. O broșă foarte frumoasă. Am vrut să o pun la o băscuță, sau cum se numește ea așa pe fashion, beretă, dar n-am pus-o. Încă un pix. O agrafă. Vă arăt efectiv tot. Un strugurel. Miroase și asta super drăguț, a ceva fructicele. Un fond de ten stick pe care tocmai ce l-am cumpărat, dar n-am apucat să-l folosesc. Dar a rămas în geantă. Așa. Încă o etichetă gunoi. Încă niște pastile din alea de stomac. Un alt ceas de mână. Așa. Un alt ruj. Asta e mai shiny, e mai mult gloss așa și e portocaliu. Și contur de buze care este mai închis la culoare vișiniu, așa ceva. Nu știu dacă se vede, dar nu cred că contează. Ce mai am? Stați așa să nu cadă chestiile astea. Încă o agrafă. Încă niște bănuți. Doi bănuți. O jumătate de Nurofen. Pentru că înainte obișnuiam să iau Nurofen, dar nu mai iau pentru că mă doare și stomacul de la el. Aha, da. Mai am un buzunărel mic și deci și aici mai am chestii. Mai am o brichetă, cea mai frumoasă brichetă. O am de la Yubi, adică de la Viziru, care nu este iubitul meu, dar așa zic eu, Yubi. Încă o brichetă. Așa. Codurile de la geantă. Două de astea, cum se numesc? Știți voi cum se numesc? Leucoplast sau something like this, în cazul în care mă bate sandaua. Și s-a terminat. Gata. Asta este stiva de chestii care s-au aflat în geanta mea. N-are rost să vi le mai arăt încă o dată. Sunt foarte multe, nu-mi vine să cred. Iar acum că am reușit să le și scot, promit să nu le mai bag pe toate la loc, să fac curat. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat. Dați un share și un like și un ce vreți voi și sper să mai am idei. Dacă n-am idei, îmi scrieți voi și mai postez chestii aici pe YouTube. Vă pup! Să aveți o săptămână minunată!